Ai nevoie de curaj ca să fii fericit. Ai nevoie de curaj ca, după ce ai fost pus la pământ, după ce ai fost trădat, mințit, înșelat, după ce oamenii din jurul tău te-au abandonat, ai nevoie de curaj ca să spui, nu am trecut prin toate acestea ca să nu fiu fericit la final. Ai nevoie de curaj să spui că meriți mai mult după ce toți cei din jurul tău ți-au spus că nu ești bun de nimic și că nu vei face nimic cu viața ta. Ai nevoie de curaj ca să poți să iubești altă persoană după ce ai fost mințit de persoana pe care o iubeai. Ai nevoie de curaj ca să mai spui adevărul după ce ai fost mințit de cei de la care așteptai doar sinceritate. Ai nevoie de curaj ca să fii fericit. Și dacă vei întâlni pe cineva care îți va spune că nu mai există oameni buni, oameni iubitori, cu suflet pe această lume, ține minte că este doar un alt om care nu a mai avut curajul să fie fericit. Pentru că trebuie să înțelegi că este extrem de ușor să renunți. Este extrem de ușor să spui că nu mai vrei să încerci să găsești iubire, înțelegere, respect sau răbdare. Este extrem de ușor pentru că toate lucrurile astea sunt adevărate. Nu mai vrei să suferi. Nu mai vrei să fii mințit sau trădat încă o dată. Și nu mai vrei să spui sufletul pe tavă, doar că altcineva să te pună din nou la pământ. Ai nevoie de curaj să te ridici și să spui, nu voi pleca de aici până nu voi primi tot ce merit. Ai nevoie de curaj. Însă curajul pe care îl vei avea te va ridica mai mult decât ți-ai putea imagina vreodată. Așa că ai curaj. Pentru că doar de asta ai nevoie ca să fii fericit.